Bine ați venit la Stax TV cu un nou episod de mașină modificată. De fată. Salut! Salut! Ce faci, Aminu? Bine, fratele meu, tu ce faci? Te-ai prezentat? Aminu? Da, eu sunt fratele mai mic din această lume automotive, Aminu. Și cum vreau Amina. Amina, da, este aici pentru că noi am încercat o serie doar cu fetele pasionate de mașini modificate, dar nu ne ești. Nu ne-a ieșit, așa că din când în când mai apar și fete pasionate de mașini modificate. Și despre asta o să vorbim la început, înainte să vorbim despre mașina ta sau una din mașinile tale, dar nu să mai zic mai multe. Așa. Cum, de ce? Adică de ce? De ce lumea asta auto? Da, și de ce mașină modificată? Că viața nu e ușoară, adică e ușoară viața cu mașină? Nu, nu este deloc ușoară, cu atât mai mult dacă ești femeie. Ok. Așa, de ce lumea asta? Pentru că a fost un refugiu, da, ca pentru majoritatea, zic eu, a fost un refugiu pentru mine, cel puțin din copilărie. Am fugit de casă și m-am refugiat la cel mai bun prieten al meu, un garaj, unde, da, am fost atrasă dinainte de mașini și acolo am început să îl ajut. Eram chiar în cericul lui. Și am început să-l ajut la diverse chestii mărunte și promisiunea la final de zi era mergem la curse. Și atunci, știi, eram hai să terminăm, eram motivată să termin, că știam că la finalul zilei aveam și reward. Nu, okay. Foarte mișto, mi-a plăcut lumea asta, mi-a plăcut că mă detașam de orice aveam pe cap. Nu știu, atât de simplu, te detașezi, o lume frumoasă și chiar mișto. Bun, și cum ai ajuns să-ți iei o mașină? Mi-am dorit foarte mult o mașină, nu am avut o posibilitate, mi-am luat-o destul de târziu și eu visam încă de mică la acel BMW 30 roșu coupe. Asta a fost visul meu, încă prin 2000 am văzut primul model. Ok, și urs. Da, urs, ursuleț, clasicul ursuleț. E bine, când am vrut să-mi iau mașină, nu am avut bani de urs și aveam așa, aveam un E30 la 5000 de euro și acest Golf 3 Cabrio la 2800 de euro. Bun. Bun. Deci mi-a plăcut Golful 3 Cabrio pentru că este diferit față de cel normal, Golful 3, care are fundul rotund, urmărește alte linii, alt design. Bun, Golful 3 Cabrio vine puțin așa, mai apropiat de urs, să zic, sau okay, de cel puțin de designul ăsta care îmi place mie, al mașinilor vechi, cu niște linii mai dure și cu spatele ăla. Boom! Okay. Ok. Și atunci, da, pentru că nu am putut cumpăra ursul, că nu aveam bani, am luat Golful, că îmi plăcea și acesta, deci îl urmăream și pe acesta. Și am zis, e destul de unic, nu prea am văzut în România. La vremea aia, cred că văzuse maxim 2-3 și am zis, ok, ea este. Până mai târziu, când o să reușesc să iau și un urs. Bun, și ai reușit. Întrerupem acest material fantastic alături de Amina ca să vă spun că acest material este susținut de Techstar și Techstar, ca și noi, încearcă să vă învețe lucruri ca viața să fie mai simplă. Deci, în momentul în care schimbați plăcuțele de frână împreună cu discurile de frână, pachet, ele au nevoie de un rodaj ca lucrurile să meargă fantastic și să n-aveți probleme pe parcurs, trebuie să faceți un rodaj, să frânați ușor, să păsuiți plăcuțele împreună cu discurile, să se împreuneze ca suprafața de contact să fie perfectă. Acest rodaj se face în 200 de kilometri, în care vă rog să nu frânați brusc, decât dacă, Doamne ferește, e nevoie, acum nu faceți accident că trebuie să faceți rodaj la frâne, și să nu încărcați mașina cu bagaje sau persoane până la maximum, pentru că rodajul nu va fi efectuat corect. Dacă schimbați doar plăcuțele de frână fără să schimbați discurile, pentru că se poate și acest lucru, rodajul ține până la 1000 de kilometri. Efectuat, la fel cum v-am zis în prima fază. Mulțumim Techstar pentru susținerea episodelor de mașini modificate și vă mulțumim că vă uitați la noi. De cât timp ai Golful? De 6 ani aproape. De 6 ani. Bun, da. Și în 6 ani, cât, sau cel puțin cât a durat să-i faci toate modificările? Sau ai terminat cu Golful? Nu. Ți-ai luat urs? Abandonezi, îl vinzi? Nu, aici care e treaba? Nu o să abandonez niciodată mașina asta, pentru că asta, nu știu, stă la baza ceea ce sunt eu astăzi. Ok? Și aici vine și un sfat din partea mea către toți pasionați, oamenii care au deja un proiect sau vor să aibă un proiect. Nu e așa de simplu. Deci nu e așa cum pare.
noi toți am crezut că așa, na, tânără, speranță, da, zic gata, l-am luat, îi pun o jantă, o suspensie și asta e. Și fix asta am și făcut și am crezut că gata, dar nu e așa. Rezolvați-vă mai întâi problemele tehnice ale mașinii. Da, pentru că eu, ok, am pus niște jante, o suspensie și după a început să pice. Aia, da? Ok, lucruri oricum uzuale, adică lucruri care trebuiau schimbate. Bun, nu este ușor deloc. Dacă vrei să o duci în zona de tuning, deci după ce vorbim de o mașină veche care trebuie în primul rând restaurată, din punct de vedere mecanic, dacă vrei să o duci în zona de tuning, e acolo din nou, vorbim despre alte costuri, oameni și așa mai departe, nu este simplu nici cu bani în buzunar, trebuie să dai de oamenii potriviți, deci da, este greu ca răspuns, nu e... Problema pe care o ridici tu aici e destul de greu de realizat pentru copii, să zicem, la 19 ani, 20 de ani, pentru foarte că e greu să bagi niște bani într-o mașină și să nu se vadă banii băgați. Corect. Tu dacă te apuci să schimbi lucruri pe la motor, furtune, furtunașe, garnituri, lucruri de-astea de... Știi ce zic? Sunt mici detalii pe care nu le vede nimeni. Da. Și atunci e greu, adică de banii ai mai bine ții jante. Adică corect. Nu? Corect. Aveam eu un prieten care își punea un plastic mic la mașină și zicea, mamă, s-a schimbat toată mașina, înțelegi? Adică da. E greu ceea ce spui tu, dar ordinea firească și normală a lucrurilor și noi de-aia facem aceste episoade și vă aducem oameni de toate felurile și culorile în episoade ca să înțelegeți, ca voi să nu faceți greșelile noastre, ca voi să urmați niște pași corecți și normali, ca să vă fie mai ușor. Exact. Să nu vă chinuiți cum ne-am chinuit noi. De ce? Dacă tu te apuci, de exemplu, și pui jante la mașină, o vopsești și după aia pui suspensie, o să ai problema că o să-ți frece în aripi. Și dacă îți freacă în aripi, ți le strâmbă și după aia trebuie vopsite din nou. Și dacă vopsești patru aripi, e posibil să îți iasă diferență de nuanță și atunci trebuie vopsită mașina din nou. Și atunci, de asta spun că există niște pași simpli pe care au o ordine firească a lucrurilor și trebuie să-i urmărești. Mai întâi trebuie să-ți faci mașina din punct de vedere tehnic. Ok, știu că este foarte greu și că n-ai cum să știi și nici nu ai suficient de mulți bani încât să schimbi dorința totul la mașină. Să faci repede. Da? E dorința să faci repede, să arăți, să demonstrezi oamenilor că știu eu anumite personaje care ziceau că ele sunt static for life. Chiar și eu, nu știu, le aveam și eu pe ale mele și mi-aduc aminte de la 20 de ani, că la 20 de ani mi-a luat tata mașină și nu mi-am luat-o eu și nu mi-e rușine să spun asta. Nu exista parte tehnică. Da. Deci nu exista. Eu sărea din a cincea, sărea din a doua, cutia de viteze, dar eu aveam jante, aveam eleroane, aveam spoilere, aveam priză de scut de a 8 pe mijlocul capotei, că n-aveam bani să mă duc la CNC Tuning ca pe vremea aia să-mi cumpăr d-alea originale și foarte, foarte scumpe cu prețul de catalog, plus TVA, plus transport. Înțelegi? Că așa vindea CNC Tuning. N-avea marjă de la ăia care aduceau de la Rigger, înțelegi? Ata, lică! Se făceau banii foarte bine, bravo lor. Și atunci, de asta spun, mai bine este să ascultați sfaturile oamenilor care vin aici și vă prezintă lucrurile și așa cum sunt, ca să vă fie mai ușor. Eu sunt ferm convins că doar 1%, văd copiii mei care nu mă ascultă. Copiii mei. Nu e ca și cum mie nu mi s-ar fi spus. Da, sunt deci ferm convins. Deci sunt bătrânii acestei lumi. Sunt ferm convins. Da, mersi, Amina. Așa că care mi-au spus, da, și tăi am mers așa. Da, mă, da, întotdeauna e chestia asta. Lasă-mă, știi tu, lasă-mă că la mine nu se strică, da, lasă-mă că eu nu o să am problemele. Dar ce mai făcut ce fac eu acum? Lasă-mă și pe mine da, să fac. Da, da, lasă-mă să fac, să mă lovesc cu capul și așa mai departe. Bun, ai luat mașina și spune-mi ce ai făcut în ordinea cronologică. În ordinea cronologică am luat-o bine în prima zi, vreau să zic că am stat 6 ore pe ea să curăț absolut fiecare grila și fiecare. Deci, ce? Asta de fete! Da, da, exact. De fete. Exact. Da? Așa. După aceea, bineînțeles că am făcut o revizie, toate cele, am schimbat ce era important, frâne, etc. Ulterior, bineînțeles că au apărut suspensia și jantele au apărut pe rând. Suspensia ai pus prima dată în ride? Adică, nu știu, am pus static, nu, am mers pe... For life. Nu, da. Stai că o să povestim și despre asta. Da. Și chiar am primit un ajutor din lumea asta, oricum fiind prezentă la toate evenimentele încă de mică, am avut norocul să cunosc mai multă lume și să fie cumva ușor să am acces la anumite piese și lucruri și am primit chiar un ajutor din partea lui Razac în cazul nostru și mi-a dat o suspensie, da? M-a ajutat să-mi pun o suspensie bună. Ulterior mi-am pus și jantele acestea Lenso BSX din Anglia, jante bune, pentru zic eu cel puțin mie mi-au servit anii ăștia foarte ok.
Și cam asta a fost, da, au fost jantele... Deci nu sunt BBS. Nu, 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 eu tot zic, eu am tot zis, am tot zis, nu mi-am asumat niciodată că sunt BBS. Adică făcă nici n-au siglă de BBS. Nu, n-am vrut, toată lumea își pune siglă de BBS, n-am vrut să-mi pun siglă, mi-am pus eu ce am vrut, sau o să fie așa blank, nu mă interesează. Pe mine mă interesează să arate bine, mi-a plăcut, perfect. Bun, deci asta a fost, suspensia, jantele, ulterior mi-am pus centurile roșii pentru că nu am... Interiorul nu l-am schimbat, dar am zis, haide să-l facem cumva să fie în armonie. Interiorul are ceva accente roșii, am pus centurile roșii, îndeajuns. Atenție, este o mașină veche, nu pot acum să o țigănesc în ghilimele, să mă apuc să... Îți dai seama că vin toți cunoscătorii, cu pune și aia, fă și aia, dregea, nu, atât. Prima zi mi-am scos sigla de GTI din grilă, da? Pentru că nu este GTI. Primul lucru am făcut treaba asta, este un 1.8 de 90 de cai aspirat. Face treabă. E perfect, zilnic, daily, da. Nu-i de curs, îți faci treaba. Și are și o cutie automată în 4 trepte, care credeți-mă că mi-a ușurat viața în București zi de zi. Bun, și cam asta e, adică am făcut lucruri simple, pentru că nu am în ce zonă să mă duc, dar este până la urmă o mașină veche, semi-elegant, aș putea zice, nu poți să faci prea multe la ea, da? Decât să o faci să fie corectă. Tu știi că există niște oameni, da, pe lumea asta, care sunt diferiți și foarte bine că există și foarte bine, bine că sunt diferiți, care spun că suspensia și jantele nu înseamnă că ai modificat mașina. Modificatul mașinii înseamnă să o personalizezi, să-i pui tu fibre, praguri, alte bare, să-i faci prize în capotă, eleroane, chestii de genul ăsta. Da, de ce înțelegem nu? Termenul ăsta greșit din multe puncte de vedere. Acum depinde. Ce înseamnă pentru mine a modificat? Deci e o modificare, da? Ce o modificare pentru mine? Că noi literalmente am modificat. Bun, aduc un plus valoare mașinii. Da? Aduc ceva nou mașinii, dar care să fie în armonie cu ea, din punctul meu de vedere. Pentru că atât poate ia, atenție, dacă aveam, spre exemplu, nu știu, un E46, poate mă apucam să iau elemente de M sau, știi, în alte cazuri, la alte mașini. Nu, la asta n-am ce să-i fac și atunci m-am limitat la a fi o mașină corectă și atât. Bine, mai am de muncă, atenție, că n-am terminat, deci mai e de muncă mult, că a venit vorba mai devreme decât ai băgat și nu se vede. Deci nu, mai am de, spre exemplu, acum să spun, cu ce am de completat, vreau să-mi pun un interior de Recaro 2, da? Deci scaunele față, că bancheta spate nu se poate schimba când nu e Golf 3. Bun, să o tapizez, bine, dacă nu găsesc deja tapizată. Și mai departe, jantele, bineînțeles, acum mai nou am și suspensie pe perne de aer, că ziceai mai devreme. Okay. Așa. Și o să-mi trească să-mi schimb jantele, evident, să pun cu o dimensiune mai mare, să facem un strejac cauciuc, ca să facem și, bineînțeles, un fitment corect, că vorbeam de corectitudine. Așa, ce am mai modificat în ghilimele, am schimbat evacuarea, fiindcă necesita, da? Deci din 1995 până în momentul respectiv, deja evacuarea aia cred că era Auschwitz. Și nu numai. Face gălăgie? Nu face gălăgie. De ce nu? Adică e normal, nu. De ce nu face gălăgie? Pentru că nu vreau să facă gălăgie, că eu nu am 90 cai. Nu vreau să facă gălăgie, n-am de ce. Pops and Benz? Nu, nu, nu mă pasionează. Nu te pasionează, nu. Incredibil. Nu, pentru că am 90 de cai. Știi cum vorbea cu se auzi, dar nu se vede. Și dacă aveai 250 de cai, vrei să facă gălăgie? Sincer să fiu, nu. Adică mi-aș dori să fie cât mai aproape de original și dacă mașina este originală, eu îi sfătuiesc pe toți, dacă aveți o mașină puternică, părerea mea este să vă luați o mașină puternică, nu să vă apucați, știi, neapărat să modificați, voi să vă puneți motoare peste motoare, să testați, să luați foc pe drum și așa mai departe, unde se poate, unde nu se poate, asta e, ne jucăm. În cazul ăsta, dacă avea 300 de cai și se auzea de 300 de cai, se auzea de 300 de cai, dar nu mă apucam eu acum să-i pun... Tobele la spate, să pun acolo indienii, tam, nu, mi se pare așa, mie îmi place și bună mea acolo și... Și unde să demonstrezi pe stradă, ia zi-mi tu mie. Nu, adică, e vorba de demonstrat pe stradă, eu am văzut, exact, stăteam la o terasă, nu-i dau numele, cu băieții și au trecut niște băieți cu un M3 modelul nou, cu 5 la oră. Și au accelerat mașina. Și a făcut așa 5 minute. Adică Eu am fost și eu tânăr, am fost și eu teribilist, încă sunt, și știu că e mișto să se uite lumea la tine, să atragi atenția, adică e mișto, cumva te simți bine să fii în centru atenției, să vorbească toată lumea de tine, așa. Să zică, știi, dar să faci chestii, adică dacă dădea un burnout, avea respectul meu, da frate? A făcut frumos, pum, am învârtit roțile. Rolling burnout, mai multe puncte. Asta. Înțelegi din partea mea, dar am puncte multe, știi? Exact. Da, așa, adică, nu știu, mi se pare că nu mai înțeleg eu, am îmbătrânit și nu mai înțeleg eu. Cred că și tu ai îmbătrânit, câți ani ai? 29. 29 de ani, jur.
Îmbătrânit și Amina. Nu știu câți ani aveam când am venit la primul eveniment la tine. Wow. Îmbătrânit și Amina. Să știi că am fost foarte și sunt în continuare foarte stresată cu întrebarea asta. De ce ne pune un 8 turbo? În continuu. Hai să vă zic ceva. Okay. Da, te rog. E o mașină care apare la evenimente, dar asta e o mașină care mie îmi servește zilnic în viața de zi cu zi. Unde mă duc eu cu un 8 turbo? Ce fac în bară la bar? Și ce zic? Da, da, ai. Eu? Da, da, ai. Dacă te întreabă lumea, hei, Amina, semafor, ce motor ai tu? Păi un om 90 de cai. Ce nasoală e Amina? Da, dacă îți mai am un 8 turbo, 350 de cai. Altfel, da. Adică ce câștigai? Ce, respect, ping, ping, că ți apăreau steluțe la respect acolo? Oare? Adică crezi că te băgau băieții în seamă mai bine dacă aveai 300 de cai? Nu vreau, dar că pentru oameni sună mai bine, știi, mamă, 300 de cai, ok, și următorul lucru e, dă-i și tu puțin sau, știi? Uh-huh. Da, nu, mie nu mi-a servit chestia asta și am zis că poate într-o zi, când mașina respectivă nu o să mai servească zilnic și nu o să mai merg zi de zi cu ea, poate o să-mi vină nebunia, mă, să încerc. Să mă găsesc punctul de la BF să văd ce se întâmplă. M-am gândit în cap, mi-am făcut proiectul, un 8 turbo cu o cutie de SG, mă gândeam, am pus pe foaie, am vrut să văd știi care e treaba. Dar pentru mine nu s-a meritat nici financiar și mă gândeam acum sincer la câte drumuri fac eu zilnic și cât muncesc și cât mă duc colo-colo. Nu fierbe, nu pui și începe și fierbe pe ăla unii din bără. Fierbe, dar crește consumul, automatul motor turbo este mult mai costisitor decât unul aspirat și șansele să se strice ceva. Nu, vorbesc de un 8 turbo, nu, vorbesc de un 8 turbo stock 150 de cai versus un 8 90 de cai. Pentru ce îi servește, adică plătește mult mai mulți bani și să schimbe motorul, dă și mult mai mulți bani ca să se deplaseze cu mașina din punctul A în punctul B, fără să câștige nimic, respect, nu câștigă. La evenimente nu primește niște premii, cum să spun eu, substanțiale ca să zici, bă, da, mă, investesc 5.000 de euro acum, că dacă iau la 7 evenimente câte 300 premiu, mi-am scos jumate din pârleală și e bine și nu mai contează. La curse nu mergi că n-ai de ce, pe circuit știu că ai fost cu motorul ăsta, te-ai dat, cred că a fost fun. A fost foarte fun. Adică nu cred că făcea diferența dacă aveai 300 de cai și nu, îmbătai roțile. Nu, am văzut în jurul meu. Da? Deci de asta spun, adică și cu 90. E tare să spui un 8 turbo pe Golf 3, doar să-l faci de circuit. Da, adică, mă duc la circuit, în ce grupă sunt, mă dau acolo de fan, m-am dat cu ăsta 1.890 de cai și sunt la capătul lui, la capăt. Sunt foarte mulți care, sunt foarte mulți care, nu că mă judecă, efectiv mă stresau cu chestia asta, cu de ce nu-i pui, dar ei, da, din lumea asta, ei mașinile le țineau în garaj. Mă, frățică, eu cu asta car cartofi și cumpărături și du la pălătă, știi ce zic? N-am cum, cu asta îmi fac treaba. Da, și atunci, nu. Cumva trebuie să și servească scopul, adică când este, eu am mai zis-o, mașina de show, e greu să fie și mașină daily. Mi-ai zis chestia asta, da. Uite, ai fost, ți-a căzut la cu bicicleta, ți-a zgâriat farul. Exact, da, chiar că. Se pot, mie mi-a căzut la cu bicicleta pe capotă, nefiind mașina daily, mă duceam, adică eu chiar scot mașina de două ori pe an, ești nebun. Și atunci mi-a căzut la pe capotă, adică e foarte greu să poți să întreții o mașină de show. Acum. Da. Chiar la primul eveniment la care am venit, deci după ce mi-am luat-o și am participat la Năvodare, a fost, era joasă, cam ca acum puțin mai sus, da, static fiind, și m-a întrebat cum merg așa. Da, e daily, zic da. Și era greu. Deci, e greu. Dar îmi place la nebunie, nu știu. Da, știu, se fac niște sacrificii. Din ferit, da, se fac, dar îmi plăcea mie. Și acum, mai nou, nu mai este mașină daily și acum abia ușor, ușor pot să și vopsesc. N-am vopsit-o până acum bine, inițial din orgoliu, fiindcă n-am vrut să renunț la vopsea la ei. Bine, mă, să știi vopsea. N-am vrut să, da, dar vreau să vopsesc cu totul și să vedem, nu are, deci ne referim aici la rugină. Da, vreau să-i fac și bandori, iar aripile spate acolo nu a fost umblat și din câte știm cu toții, acolo cu siguranță vom regăsi niște rugină. Evident, vreau să fac coadă tinichigerie, știi, adică să o fac să fie cute, pentru că nu mai este daily și acum merită, da, să investesc. Ce mergi daily tu, Amin? Să-mi spun. Am crezut că mergi cu motocicleta. Merg și cu motocicleta, da, Eu de asemenea și cumpăram motocicleta, am o Honda CBR de 600 F4i. Mi-am luat-o pentru că am luat-o să fie practică și aia. Nu, serios, nu am luat-o să mă strâng cu băieții afară. Am o Honda CBR de 600. Nu, n-am luat-o să mă strâng cu băieții afară. Atenție, deci nu ies la plimbări. Deci nu ies la plimbări. Am luat-o să ajung mai repede din punctul A în punctul B. De ce nu? E scooter.
A? Scooter! Nu, pentru că îmi place motocicleta. Hai mă că mai ieși, mai ieși la plimbări, nu, mai ieși mai la ieși plimbări. Mai ieși cu băieții la plimbări? Ies cu familia și cu 2-3 prieteni, nu am o gașcă mare de motocicletă. Cum adică cu familia? Verii mei din familie care au... Au, sunt motocicliști? Au, da, da. Ah, ok, ok. Cum ai? Deci nu ne spui cu ce mergi daily. Mașina e în plan să o vopsești, să faci tinichigerie, să-i schimbi jantele. Interiorul? Interiorul de piele, așa, recaro. Bănuiesc că de piele, nu? Recaro sau neapărat de piele? Jumate piele, jumate textil, evident. Da, recaro ar fi și o idee foarte bună. La ce vine numărul de matriculare? Asta e poveste frumoasă. Watch out! Deci, avem așa. Watch out! De la un avion. No. Te rog. B357. Noi ăștia mai bătrânii. Știi că scriam cu cifre cândva pe Messenger. 3 ține locului, E5-ului, S7-LT, da? Deci avem Bestes. De ce Bestes? Nu sunt eu. Nu. Atenție, nemții, datorită faptului că Golful 3 are spatele mașinii mai rotunjit, iar Golful 3 Cabrio are pătrat, da, și urmărește alte linii și alt design, au zis că, boy, sexy as Bestes. Înțelegi? Și atunci este o poreclă pentru această mașină, and that's it. De aceea, eu când mi-am făcut pagina mașinii, da, are pagina de Instagram, în mai puțin de 3 luni am făcut câteva mii de follower doar din afară, știi, cu nemții din grupurile astea de golfuri de Volkswagen, okay, care au înțeles gluma. Da. Au înțeles gluma, românul nu prea înțelege sau se gândește, na, bineînțeles. Nu? Zice de tine, nu? Adică... Oh, yeah! Da, e ok. Zi-mi ce faruri ai pe mașină. Farurile sunt TIC, smoke. Deci avem așa, TIC, așa se numește. Există TIC? Exact, deci avem Hela. Care produce farurile astea? Da, avem Hela Twin. Incredibil, am învățat ceva nou azi. Da, avem Hela Twin, Hela Twin-urile clasice. Avem Hela Twin-urile clasice, da, da? Care mie nu-mi plac, din păcate. Asta sunt eu. Știu că e cel mai, adică, corect e așa exact, lumea asta. Să-ți placă ce vrei tu. Na. Urmărește... Și oamenii aia cu fibre și cu eleroane, e dreptul lor să fie și ei și să aibă și mașini, și oamenii, adică nu știu, nu îmi plac, mi-a plăcut cum au venit pe mașină, însă astea mi-au plăcut foarte mult, sunt asemănătoare și mi se par foarte drăguțe. Și ele costă nu? Sunt ieftine, da. Știu de atunci, de când mi-a căzut la eveniment cu mașina, cu, bicicleta. Pardon, cu bicicleta pe ea, că mi-a spart și am stat luni de zile să pot să găsesc altele. Dar în orice caz, da, sunt foarte drăguțe. I like it, Picasso. A schimbat mașina, serios, chiar a schimbat mașina. Da, da, da. Simplu. Aveam farurile alea cu două corpuri de GTI clasice. Le-ai vândut? Nu. Nu? Nu. De ce? Sunt ale mele. Sunt ale ei de când am venit, nu? Nu, mă despar greu de lucruri. Ceantele o să le vii? Nu. Ce faci cu ele? Păi, poate mai am o mașină, cum faci? Da, e bine să fie. Nu, acolo. glumesc. Jantele astea le voi dona. Nu acum nu exagerez. Le donez? Chiar le donez. Cui? Voi alege. Nu spune unui om al străzii care voi alege cui. Ideea este că nu, jantele astea... Faci concurs pe pagina ta de Nu mă voi folosi de astea, nu. Le voi dona cuiva care consider că chiar are nevoie, că merită. Care are o mașină... Vreau să un ajutor. Cum am și ajutat oricum de multe ori, dar chiar vreau să... Adică cuiva care își dorește să aibă, dar nu-și permite, nu? Dar el vrea să-și facă o mașină modificată, dar nu-și permite, nu? Adică cumva de nevoie. Nevoia de a avea o mașină modificată, frate, eu înțeleg. Dacă e un boost, pentru el și el în lumea lui acolo este fericit, de ce să nu fac asta? Da, mă, da, știi câte piese de Golf 3, uite așa le-am aruncat și la rândul meu am primit și la rândul meu le-am dat. Și fac în continuare chestia asta, cu ce primez, dau mai departe. Ajut, frate. Ajut. Zi-mi de pagina cu tipa cu golf, care-i treaba? Ia uite, m-a întrebat fix de asta. Anaiba. Zici că nu ne-am vorbit. Da, scopul paginii este următor acum, lăsând gluma la o parte. Am vrut ca oamenii care, nu știu, poate au un proiect sau vor să aibă un proiect să se regăsească cumva în drumul ăsta destul de greu de parcurs, dar eu pe pagina mea mi-ironizez mașina, la maxim, cu toate că nimic nu e adevărat de acolo, da? Tot fac mișto, că se strică, că aia, că mă lasă. Practic suntem două personaje în social media, da? Șoarecele și pisica, unde știi și tu ce se întâmplă. Da. Mașina cere bani, eu nu am, eu așa. Ideea este că tot contentul este efectiv fix ca un scopul ăsta de a, nu știu,
de a liniști oamenii, de a transmite că, bă, nu e chiar așa, stai liniștit. Nu ești singur care trece prin asta, nu e ușor, dar mergi mai departe, uite energia asta pozitivă și dacă asta e visul tău și îți dorești lucrul ăsta, fă-o, dar ușor, ai răbdare. Deci ți-e frică că ei vor fi deprimați, că au cât un Evo sau cât un Subaru și n-au 700 de cai, au doar 450. Nu. Și atunci tu le faci un content amuzant ca să înțeleagă că tu, de fapt, n-ai bani, dar tu ai mulți bani și, de fapt, mașina nu se strică, e perfectă. Nu, asta este adevăr, am trecut prin multe chestii cu ea și de asta, pentru că știu cum e, vreau să știi și ei că nu e chiar așa ușor și că nu trebuie să dea bătuți, înțelegi? Pentru că îmi place să văd de la an la an proiecte noi. Din 10 mașini la un eveniment, 2-3 chiar s-ar putea să fie unele corecte și mișto, de care o să fiu mândră, știi? Și nu doar eu. Okay. Și de asta e faza. Avem nevoie de oameni noi în lumea asta, dar oameni care urmăresc o linie corectă. Nu știu ce vorbeam noi mai devreme. Și noi am vorbit cu Amina, dacă aveți să-i puneți întrebări, are pagină de Instagram, cont de TikTok și, bineînțeles, aici în episodul de pe YouTube, puteți să o întrebați ce vreți voi, că vă răspunde când are ea chef. Ia. E atât de simplu.